Și dacă am ajuns să primim mântuirea și am venit la Hristos, la Hristos, să fim mântuiți, după ce Hristos te-a chemat la mântuire, Hristos te mai cheamă la ceva. Vă aduceți aminte când i-a chemat pe ucenici, cum a zis? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar când, înainte de înălțare, Domnul Iisus Hristos li s-a arătat lui Petru, Iacov și Ioan la Marea Tiberiade, Petru la un moment dat după ce are dialogul acela cu Domnul Iisus, în care Domnul Iisus se treabă, Petru, mă iubești tu, mă iubești mai mult decât aceștia. Te iubesc, Doamne, toate și știi că te iubesc, paștriurile mele, paștriurile mele, ușurile mele. Și apoi Petru se întoarce și întreabă despre Ioan. Zice, dar cu acesta ce va fi? Doamne, ce va fi cu fracul? Bun, am înțeles, tu vrei ca eu să te urmez pe tine, vrei ca eu să pas turma ta, adică să conduc biserica, vrei ca eu să sufăr martirajul pentru tine, dar cu el ce se întâmplă? De la el ce așteptări? El ce vrei să facă? Și știi ce răspunde Domnul Iisus? Ce-ți pasă ție? Dacă eu vreau să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Hristos te cheamă la mântuire. După ce te cheamă la mântuire, te cheamă la ucenicie. Te cheamă să-L urmezi pe El. Și vreau să spun ceva. Astăzi Hristos face aceleași chemări pentru oameni. Astăzi Hristos îi cheamă pe oameni la mântuire și astăzi Hristos îi cheamă pe oameni la ucenicie. Și astăzi Hristos îi cheamă pe oameni la mântuire. Știți cum? Prin noi. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20 spune și noi, dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu a îndemnat prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Hristos îi cheamă pe oameni la pocăință. Prin noi. Și dacă noi am ascultat chemarea la mântuire și am venit la Hristos, apoi, acum Hristos ne trimite și să fim cei care cheamă pe alții la Hristos, la mântuire. Dar tot Hristos ne cheamă